Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un episod din Steph's World. Înainte să începem acest episod, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe butonul de like din colțul din dreapta al videoclipului pentru a face și pe el și pe mine fericiți. În episodul de astăzi vom lucra puțin, vom lucra puțin pe la piscină, adică îi voi face pereți din stone brick și să vedem ce o să iasă. Băi, având în vedere că mai merge chestia asta, facem așa, pac, 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 ok. Și aici să merg acolo, am primit mai multe comentarii de la un băiat care mi zicea să pun pleasure plate-uri în loc să mă chinui cu butoanele. Păi dacă aș pune pleasure plate, ar veni două aici și nu aici. Și când vreau să mă duc aici, trebuie să le pune și pe astea și o să se deschide și ușile astea și o să fie un sunet enervant. Și ce am zis că aici să fie lăsate ușile de la terasă deschise, băi, care este o idee mai bună. Care este o idee mai bună, nu m-am gândit la asta. Da, arată mai bine așa, cu ușile deschise. Așa se apare și de ușa de terasă. Bun, acum haideți să mergem unde avem treabă. Da, avem treabă în pat. Ok. Op. Așa. Pe ce mai pe aici? Mai trebuie să mâncă carnea să le-a prăjit. Fensurile să le pun la loc. Mă, în general aștept să apară Optifine pentru 1.8. Că nu știu, vreau să apară o dată Optifine pentru 1.8, dar eu vreau să mă joc pe MCSG pe 1.8. Pentru că mai ești mecher pe 1.8 pe MCSG. Mă, da. Aia un pic că-i sunul ăla prea tare, așa. La căști. Mă, nu mai ajunge 3, nu mai ajunge 3, nu mai ajunge 3. Mă, dar numai 3 adete încolo, hai. Up, așa. Bun. Așa, bun. Ce vreau să vă mai zic legat de... Hai un pic. De... Seria cu fanii. Așa. Vreau să vă zic că la seria cu fanii, având în vedere că începe școala, clasa 8-a, pregătire pentru treaba de clasa 8, adică învăța mai mult pentru examen, va trebui să zic așa, să vă adaptați la mine. În ce sens? Adică când eu o să vă caut, eu după ce termin toată treaba, am să vă caut pe... pe Skype. O să vă sun pe Skype să văd dacă sunteți liberi. Dacă nu sunteți liberi... Oh, ok, deci chestia asta nu trebuia să fie aici, sau trebuia? Nici nu mai știu ce am făcut, oh my god, bun. Dacă nu o să fiți pe Skype, o să mai încerc în alte zile. Și dacă nu, o să puteți să răspundeți, adică eu învăț dimineața. Și s-ar putea acum noaptea să scap numai la 2. Până fac eu toată treaba, ar dura cam 4 ore, să zic așa. E. După, nu știu, cred că sunt și unii care învață după amiaza. Și de asta de ei vorbesc. Dar de asta o să vă caut în fiecare zi. Bine. Eu stau mai mult pe calculator. Ceva gen maxim 12 noapte. După 12 noapte nu mai găsește nimeni nicăieri. Ok. Și... Bă, dar nu mai am gândit fiar. Fiera și să fiu. Hai să scriem așa. Așa. Pac. Și de aia zic. Adică nu o să vorbesc cu voi atunci când o să ziceți voi, băi, Magic, hai că sunt liber, hai să ne jucăm. Deoarece dacă eu nu sunt liber, nu pot să mă joc, că trebuie să-mi fac și o treabă pentru școală. Dar dacă poți atunci, nu e nicio problemă,
am să te contactez eu după ce termin treaba. Adică nu e ceva genul dacă tu poți la ora aia și eu nu pot, gata, ziua aceea ne mai jucăm. Nu, îmi termin treaba și te contactez. Pentru că am văzut că mi-ai zis că ești liber și am zis, bă, dacă tot asta este liber, hai să mă joc cu el. Nu? Deci nu o să fie nicio problemă. Doar asta v-am zis, că dacă a să mă joc cu voi când o să vă contactez eu. Nu atunci când o să-mi spuneți voi. Doar dacă îmi spuneți voi, îmi dați un fel de semn că da, puteți să vă jucați azi. Și eu o să vă contactez. Așa. M-am reapucat de zis serios. Și o să pun mai multe episoade din MSG. Cred că, nu știu. Dar știu că o să pun mai multe. Așa, că tot vine de vorba de pusul episoadelor. În timpul școlii vor apărea 2 episoade pe zi. Deci 2 episoade pe zi, nu 1. 2 episoade pe zi. Și am, pentru că am văzut că vă place foarte mult Steph Sword, am zis, mă, dacă tu le place Steph Sword, hai să fac câte un episod pe zi. Ăla însemnând dimineața. Deci în fiecare dimineață, începând de mâine, fapt de azi, că episodul filmez duminică, apare luni dimineață. Așa, începând de azi, o să fie Steph Sword, cele de dimineață. Seara o să fie alte episoade. Minecraft, de bine. Dar o să fie alte episoade. De seria de lor, că am văzut că m-ați mai întrebat mult de seria de lor. Am să mai fac și League of Legends, numai că momentan nu pot. Nu mai am timp. Pentru că meciurile de LoL durează foarte mult. Trebuie să stau să le câștig. Adică mi-am zis, bă, hai frate, dacă tot filmez LoL, să fac ceva gen ca și în MCSG. Să le câștig. Și de asta zic. Nu prea mai am așa timp de LoL, dar o să mai fac și LoL. Stați voi calmi. Nu. Numai că o să apară mai rar LoL. Pentru că ultima oară când am vrut să filmez LoL, mi-a făcut fițe la ecran. De exemplu, dacă vă uitați la primul meu episod din League of Legends, ceva de genul mi-a arătat mie ecranul la randare. Și am zis, bă, frate, nu fac așa ceva. Și am șters videoclipul. Deoarece nu avea sens să pun ceva care nu are calitate. Deci, de exemplu, eu nici măcar nu stăteam 5 secunde să mă uit la videoclipul ăla. Dacă se vedea așa. Și de asta nu l-am mai pus. Ok. Hai că mai avem ceva asta, umbrică. Așa. Ce să vă mai zic celor care mergeți la școală și treceți a 7-a, 8-a, a 9-a, 10-a, nu contează. Vă urez succes la școală și să aveți un an școlar plin de note bune. Pentru că de fără școală nu faci nimic în viață. E, hai să zicem, gunoier poți să fii fără școală. Nu, glumeam. Deci fără școală nu poți să faci nimic în viață. Chiar dacă, de exemplu, mai zic uneori, bă, frate, mamă, ce greu e asta, nu pot să o învăț. Tot până la urmă trebuie să o învăț și o învăț. Pentru că știu că trebuie în viitor. De exemplu, ca și cum ai vorbit despre matematică. Păi stai, bă, că nu trebuie matematica acum, de ce mă mai învață profasa de matematică? Mai te învață pentru că îți va trebui în viitor. Nu o să folosești acum, dar o să folosești în viitor. Sau, de exemplu, nu știu, când te joci ceva, un joc. Te pune, frate, acolo să calculezi ceva, nu știu. Sau nu te pune să calculezi. Ca să știi tu la ce oră începe, nu știu ce turneu, trebuie să calculezi, bă. Începe la ora aia. De asta atâtea ore face asta. Păi dacă tu nu știi, frate, orele. Așa. Imediat terminăm și aici cu peretele. Și după, cred că mă duc să mai iau și niște găleți cu apă și încep să pun apă pe aici. Așa. Hai că mai am ceva asta umbric. Papac, papac. Opa. Ia las că nu se observă chestia asta. Așa. Papac, papac. Tac, 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 tac. Și după cred că o să mai fac și o terasă aici.
la piscină. A, nu știu, chiar am idee. O să fie ceva și trampolină în zona asta. Și terasa... Bă. Fac terasa în zona aia. Ok, imediat termin și cu asta. Și de asta ziceam. Fără școală nu-i nimic, vă urez un an școlar plin de note mari. Și fără 3 ori, 4 ori, 5 ori. Ok. Deci am turnat toți pereții. Bă, parcă arată bine și-o. Ok, hai să urc sus înapoi. Pac, 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 pac. Ok, și acum faci mult mai ușor niște găsi scoapă. Dortul ăsta-l pun în chestul cu dort. Am mai fost pe la firma de XP și am mai făcut level. Adică, da, am 34. Hai să pun, bă, așa, așa, da, gâgăm, gâgâten, ok, pac, deci asta era acest cu dirt. Ok, bă, dar unde sunt gălețile? Știu că aveam niște găleți. Una, bun, una, hai, next. Unde ești tu cu găleți? Bun. A, da, și era că pe ce să uit. Mi-a zis ceva în comentarii. Bă, Magic, arde-ne și nouă interiorul celorlalte case. Măi, am să o fac. Imediat, numai. Stai să mă uit să văd unde sunt sticlele. Da, sticlele, gâgâm. Unde sunt gălețile cu apă. Unde le găsesc? Hai, ar fi culmea să fie aici. Nu, no, asta aici. Ok, deci hai să văd și interiorul celorlalte case. Pentru că... Nu știu, cei noi nu prea cred că au văzut, deci hai să vă arăt. Avem așa, aici parterul, mișto, sexy. Aici avem mini piscina, jacuzziu, locul de neacătă, masa lucătă, unde mănâncă el, dacă nu mai mănâncă. Ce să vă mai arăt? Așa, aici, ăsta este drumul spre Ender. O fontană așa făcută random, o costă chiar foarte modestă, spațioasă. Adică este chiar un model foarte frumos. Nu știu, mie nu-mi place modelul ăsta, deci chiar este drăguț. Hai la somn. Și este un model foarte drăguț. Are pe aici ceva anvil-uri. Seama acolo să fie. Cam ampul aer. Așa, și cea cu lanternuri. Da, e chiar foarte, foarte frumoasă căsă, îmi place. Sper să vă placă și vouă. Uite și voi ceva gen așa, zici că e pe fundație. Ok, aici este ferma. Locul de împune sugarcane-ul. Ăsta este grajdul. Aici l-avem pe Google. Bine că mi-am aminte. Și doamna mea să-i dau un nume. Mai fraților, asta o să și facem. Dar, înainte să facem asta, aș vrea să vă întreb pe voi, care ați vrea să fie numele calului? Scrieți-mi în comentarii care ați vrea să fie numele calului. Gigel, Stoian, Purcel, Pate, Porc, oricum vreți voi. Și aleg cel mai amuzant nume. Deci cel mai amuzant nume o să fie ales și o să fie dat căluțul acestuia frumos. Deci nu uitați. Dați nume căluțului. Bun. Aici este o fântână random și alte case nu mai ce să mai arăt. Sau să vă mai arăt. Vila mea. Mă, nu știu, arată mai frumos acum. Arată chiar frumoasă. Arată chiar frumoasă. Arată chiar frumoasă. Așa. Ok. Și aici este tunelul către ferma mea de scheleți. Și da, chiar dacă, bine, fac un drum lung, vreau să vă arăt, deoarece, nu știu, și eu, cum mă uit la alți youtuberi, nu știu, nu mă uit la primele episoade, nu mă uit de la primul până la ultimul, pentru că sunt deja foarte multe și nu stau să mă uit la ele. Și văd acolo ceva, un tunel, ceva. Mă întreb, Toamne, ce e acolo, mă? Și nu merge acolo timp de 10 episoade, Toamne, vreau să văd ce e acolo, ce e acolo, ce e acolo, ce e acolo. Și, na. Așa, deci aici stau AFK, scheleții se spawnează, cobor jos și le uite mele. Scurt și la obiect. Și aici le dau așa 2 pumni în gal. 1, 2. Așa, aici armurile lor, arturile lor și săgețile lor. Și bombile, și oasele le iau cu mine ca să le folosesc de bombile. Mai fraților, până acum am observat că nu am avut niciun morcov și niciun potato.
Bă, asta nu e frumos. Deci nu mi-a dropat niciun zombie nimic. Deci trebuie să găsesc un spawner de zombie. Cel mai probabil. Deci trebuie să stau să găsesc un spawner de zombie și gata. Ok. Acum. Ce am trebuit să mai fac? Păi... nu știu. Deci nu uitați să dați nume calului. Deci orice nume. Poate să fie și Zarma. Poate să fie și Scară. Poate să fie și Topor. Orice nume, frate. Orice nume. Deci, și cel mai amuzant nume, care mi se pare mie cel foarte, foarte, cel mai amuzant, Epic Funny, asta e doar nume, nu calul orpăs, nu calul mâncător, nu ovăzul zburător, nu, un singur nume, cel care va fi, care va spune un nume foarte amuzant, va fi ales numele acela și acela va fi numele calului. Ok, pe, cam atât și cu acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like din colțul din dreapta videoclipului pentru a face și pe el și pe fericit. Eu am fost The Magic Boy și ne revedem data viitoare când îi dăm nume calului, nu uitați de nume, așa, și începem să punem găleți cu apă pe acolo. Bye bye!